Hei, salutare, prieteni, sunt Cosmin și bine v-am găsit la un nou episod. De această dată vom face o serie de PES 2017. Știu că n-am făcut așa ceva, dar voi face. Prima oară când o să începem aici, pentru că de-abia l-am luat și eu jocul, l-am cumpărat. O să ne dea o echipă care este real, cu exemplu, dacă e Real Madrid, e Ronaldo sau de genul, știți? Dar când tu, după aia, după ce faci tutorialul, când vrei să faci carieră cu o echipă, de exemplu, dacă alegi, uitați, mi-a dat Barcelona, aici se joacă cu jucătorii ei, real. Dacă vrei să alegi Atletico Madrid, să zicem, nu știu, zic așa, orice echipă, nu are jucătorii care sunt acum, îți dai niște jucători. Și ca să cumperi jucători, trebuie să ai bani să scadă la pachete. Asta nu-mi place mie. Când faci transfer, nu poți tu să cauți jucători. Trebuie să ai bani să cauți la pachete. Va începe primul meci așa, ca un tutorial, vedeți aici. Eu am mai jucat jocul în trecut, dar era PES 2016. Acum PES 2017 s-a updatat și mai șmecher. Tot în tutorial. Am făcut ca să vă zic și... să scrieți în comentarii cu ce echipă ați vrea să fac carier mod. După cum v-am spus, nu o să aibă jucătorii reali, dacă aleg Barcelona, nu o să aibă cu Messi, pe sub. Dar acum e ca un tutorial. Și adversarele, dacă ne cade tot Borussia Dortmund, să zicem adversar, vor avea jucătorii reali. Nu vor fi tot așa jucători. Deci numai la noi nu vor fi. Rakitic apără Burki. Pasează cu... iar tutorial. Mă enervat când mi-a arătat așa. Mă opresc mereu și... Dar știu că ți-a arătat așa pentru că... Cred că e la început. Eu știu cum se joacă. Cât de cât. Pentru că l-am jucat pe la 2016 și... S-a mai adus, e frumos ăsta 2017, mai frumos, are mai grafică, mai șmecheră. Dar un pic s-a schimbat și controllerul. Dar e frumos, puteți să-l luați cu un giga și ceva are. Dar merită, are grafică bună ca și pe Xbox sau asta. Dacă vedeți că jocam barz, cam prost, să nu așteptați la altceva, pentru că abia l-am luat și jocul și... Uitați, vedeți, i-a dat Neymar chichelios. Sau nu, blond, nu știu, chichelios de aici. Neymar pasează cu Iniesta. Dinie. Rakitic. Suarez. Gol! Gol, 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 Luis Suarez. 1-0. Barcelona deschide scorul cu Borussia Dortmund. Minut 37. Este gol. Suarez recuperează marcatorul golului. Lui Suarez, de unul singur, Suarez. Ha, iar m-a întrerupt. Tutorialul lor. Suarez pasează cu Messi, Rakitic pe lângă poartă. Pe lângă poartă. Revedem încă o dată faza. Și are o grafică foarte bună, adică jucătorii par reali. Par reali. După cum v-am spus că nu să alegem la carier mod, nu o să ne dea jucătorii real care sunt acolo, să ne dea mai așa, mai... Haide, Piqué, Rakitic, da. După cum v-am spus, să-mi scrieți în comentarii cu ce echipă ați vrea să fac carier mod. Să strângem bani, să jucăm campionat, sau de ce nu online. Dar mai întâi să-mi scrieți în comentarii. Și n-are România, n-are Liga 1 din România, adică să nu spuneți echipe din România, de gen Steaua, Dinamo. Cred că pe diferența, pentru că România nici de data asta nu a fost băgat, pentru că nu se investește în România, nu. N-are de ce să bage. Suarez, gol! Face dubla lui Suarez. Înscrie și dubla. 2-0, Barcelona, Borussia Dortmund. Scuze. Foarte bine, Neymar. Pasează cu acela Suarez. Hai cu sprintul, din nou mă întrerupe când e... Suarez, vreau să dau hat-trick cu el, dar nu reușesc să trec. Busquets, aproape de... Da, Aubameyang, continuare Aubameyang. Aubameyang trece foarte bine și să vedem, pasează înapoi până la Götze. Nu știu de ce a pasat înapoi, putea să urce. Ok. Oh, foul, putem primi și un cartonaș. Roșu! Primim roșu! Incredibil! Direct cartonat roșu, Rakitic este trimis la vestiar. Să revedem. Oh, da, am intrat urât.
am intrat urât. N-ai ce spune. Ivan Rakitic primește cartonaș galben. Aici o centrare care se duce în lângă poartă. Ter Stegen. Umtiti. Busquets. Piqué. Roberto. Pasează cu Messi. Messi. Suarez e în centru. Suarez. Marcatorul unei duble. Pasează cu Messi. Messi. Între Suarez. Suarez. Pe lângă poartă. Cred că în această zi vor filma doar un meci pe episod. După cum v-am spus, doar un meci pe episod vor filma. Uitați că este gălăgie, dar nu am ce face. Da, prieteni, am oprit acest antreat din video pentru că n-au mai fost faze periculoase. Vedeți ce fac care a erat. După această fază voi opri și video pentru că nu v-am pus și multă. Da, prieteni, cam atunci cu acest episod. Eu am fost cu mine, vă vedea ca viitoare. Pa, pa!